Cu toate că este doar cod galben de caniculă la mare, iar litoralul nu se prăjește ca restul țării, căldura este sufocantă pentru că avem o umiditate uriașă. La miezul zilei este aproape insuportabil să stai pe plajă, iar mulți pătimesc din cauza arsurilor. Nici cu cei mici nu sunt mai grijulii. Astăzi, la ora prânzului, când soarele ardea cel mai puternic, plaja era plină de copii. În zilele toride de vară, medicii spun că chiar și pe plajă trebuie să avem o umbrelă sau un cort, pentru că dacă soarele este foarte puternic, trebuie să evităm să ne expunem. Intervalul orar 11-16 este cel în care nimeni n-ar trebui să fie pe afară dacă nu este obligat de împrejurări. La Mamaia, astăzi la prânz, plaja era plină pe o căldură sufocantă. O să mai stăm un pic și o să plecăm. Promitem. Promitem, da. Solemn. Promitem solemn. Nu mi se pare cald. Stăm cu creme protectoare, stăm la ori potrivite. Cea mai periculoasă afecțiune provocată de soare este cancerul de piele. Vulnerabili sunt în primul rând cei care au pete pe piele sau alunițe. Statisticile medicale sunt sumbre. Cancerul de piele ucide de două ori mai mulți bărbați decât în urmă cu 30 de ani, iar la femei, victimele au crescut cu 50%. De preferat să se stea mai mult sub umbrelă, să ne protejăm cât putem, să folosească creme speciale pentru plajă cu un factor de protecție cât mai mare. Când vine vorba despre ultimele interdicții guvernamentale, turiștii se amuză copios. Da. Cum mi se pare să vă distanțați de nevastă, măcar în concediu un pic? Bine, perfect. Ok, măcar atât. Dacă veniți cu o prietenă dumneavoastră la mare, stați la 2 metri. E absurdă situația, adică nici chiar așa. Ce... Și cine poate dovedi că suntem sau nu suntem familie? Bună întrebare. Legea nu ne obligă să umblăm cu certificatul de căsătorie. Înțeleg. Și dacă sunt cu prietena, cu nevasta, cu amanta, nu contează. Suntem în aceeași loc, suntem o familie. Mi se spune, te duci la restaurant să mănânci cu mască, te duci, stăm pe plajă cu mască, o să ajungem până la urmă să purtăm mască și când dormim. Meteorologii anunță că și următoarele zile vor fi caniculare, ceea ce înseamnă că hidratarea și respectarea unui orar riguros de expunere la plajă sunt extrem de importante.